kahunga. Hello! Pentru astăzi m-am gândit să fac un clip mai altfel și să vă iau cu mine în oraș și să vă arăt ce îmi place să fac într-o după-amiază de vară, unde îmi place să merg și de obicei ce activități fac. Mă rog, nu sunt mare activități, îmi place să merg într-o cinerie sau, mă rog, într-un local unde au o grădină mai retrasă și mai răcoroasă, să beau o limonadă, să citesc o carte, să mă relaxez cu prietenele mele și să fac unghiile de multe ori. Asta fac în oraș, surprinzător sau nu. În clipul de astăzi vă prezint dojele de la Rimmel London. Rita Ora a creat împreună cu Rimmel 12 nuanțe noi de lacuri. Eu am câteva aici, toate sunt superbe și mi-este foarte greu să aleg, după cum vedeți. Așa că le îndesc pe toate în geantă, pentru că nu se știe niciodată ce prietena mea mai vrea să-și facă unghiile împreună cu mine. Mai pun și un ruj și, bineînțeles, o carte bună. Unul dintre localurile mele preferate din București este Cioineria Bohemia. Au o grădină tare drăguță în spate și este așa retrasă, foarte liniștită, răcoroasă și plus că ei fac o limonadă foarte bună. Îmi place foarte mult să beau limonadă în timpul verii. Ojele de la Rimmel vi le-am mai prezentat și în alte clipuri. Sunt unele dintre ojele mele preferate și care rezistă foarte mult pe unghiile mele. Din fericire se usucă destul de repede, nu trebuie să-mi fac griji că le stric sau mai știu ce alte chestii, mie îmi rezistă cel puțin o săptămână și ojele se aplică super ușor. După cum vedeți și în imagine am aplicat două straturi ca să fie culoarea cât mai intensă. Și cum acesta este rezultatul, bineînțeles că îmi place să mă și îndulcesc. Căde, nu se poate fără ceva dulce. Limonada pe care am ales-o este una de căpșun și este foarte, foarte bună. Chiar vă recomand dacă mergeți acolo. Cam acesta a fost și cu clipul de astăzi. A fost ceva mai altfel decât fac eu de obicei. Sper că v-a plăcut, am muncit destul de mult la acest clip. Am vrut să iasă cât mai drăguț și cât mai dinamic. În clipurile pe care le-ați văzut m-am dat cu această nuanță, portocaliu ăsta așa mai neon, se cheamă Orange Vibe 404. Am stat acum la sfârșit să vă zic câteva cuvinte și să vă arăt nuanțele pe care le am eu. Eu am pe acesta roz, care este tot așa un roz neon, care se cheamă Neon Fest. Este 322, îmi place foarte mult aceasta. Mai am asta, este un alb care despre gri, așa-l văd eu, dar nu cred că e așa. Nuanța se numește Hint of Mint și este 872. Și acum să vă arăt nuanțele mele preferate. După ce termin de filmat și editat acest clip, o să-mi fac unghiile cu această nuanță, care mi se pare absolut super, nu am avut niciodată așa o nuanță. Aceasta este 451 Partner in Lime. Griul ăsta, doamne, este Mr. Grey, l-am văzut acum o lună și două la o groază de fete pe YouTube, inclusiv la Irina, și mi-a plăcut la nebunie, am zis că mi-l cumpăr și eu, dar iată că îl am acum. Și asta, deci mi se pare așa superbă, este un fel de lila care dă spre argintiu. Cineva sfărăie. Și se cheamă Hot Metal Love și este nuanța 811. Foarte frumoase nuanțele, abia aștept să le folosesc pe toate. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, Instagram și pe blog. O să vă las toate linkurile în descriere. Eu sper din tot sufletul că v-a plăcut acest clip. Spuneți-mi părerile voastre în comentarii și ne vedem săptămâna viitoare cu un clip nou. Vă pup!